În toamnă și iarnă, mulți oameni încep să ia în mod activ vitamine. Ei le iau în speranța că ajută la întărirea imunității și a sănătății în sezonul infecțiilor. Medicul Elena Solomatina a subliniat că un consum necontrolat și excesiv de suplimente de vitamine poate avea un efect extrem de negativ asupra organismului nostru. Toamna, oamenii încep să ia în mod activ vitamina D și în cantități colosale. Acest lucru poate duce la diverse probleme: imunitate redusă, dezvoltarea bolilor neurodegenerative, perturbarea sistemului cardiovascular. De asemenea, expertul a atras atenția asupra faptului că toamna, pentru a îmbunătăți imunitatea, oamenii încep adesea să se bazeze pe unele produse individuale considerate sănătoase. De exemplu, în această perioadă a anului crește cererea de ficat de cod. Între timp, aceasta este un produs concentrat, așa că ficatul de cod, precum și alte surse de vitaminele A, E și D ar trebui să fie luate cu foarte multă moderație. Nu este nevoie să se ajungă la extreme. Nu ar trebui să folosiți vitaminele A, E și D fără discernământ. Ar trebui să fiți foarte atenți când adăugați vitamine în dieta dumneavoastră, spune doctorul Elena Solomatina. Expertul i-a sfătuit pe cei care vor să ia vitamine să se consulte mai întâi cu medicul. În ce cazuri sunt necesare vitaminele? Diagnosticul stabilit de hipovitaminoză și deficiență de vitamine, după boli grave, boli cronice, alimentație monotonă și neregulată, în timpul și după o dietă, activitate fizică crescută, în timpul sarcinii și alăptării, în timpul fumatului. Excesul de vitamine în organism duce la hipervitaminoză, care nu este mai puțin periculos de hipovitaminoza. Vitaminele hidrosolubile sunt periculoase atunci când sunt administrate în doze mari. De exemplu, acidul ascorbic, mai mult de 1 gram pe zi, poate provoca avort, relatează știrpesurse.ro.